Chiar dacă sărbătorile au trecut sezonul faptelor bune, nu se încheie niciodată. Uneori, binele nu costă. Din potrivă, dacă vreți să începeți anul ajutând pe cineva, puteți dona sânge, mai ales că valoarea etichetelor de masă pentru donatori a crescut de 4 ori la începutul acestui an și a ajuns la 280 de lei. În condițiile în care mai puțin de 2% din populație donează sânge cu regularitate în România, autoritățile au considerat că demersul va stimula această acțiune socială. Aproximativ 200.000 de persoane donează sânge în România, iar numărul acestora a rămas constant în ultimii ani. Prin mărirea valorii etichetelor primite de donatori, Ministerul Sănătății încearcă să rezolve problema lipsei de sânge din spitale. Românii care donează sânge primesc șapte etichete de masă. Dacă până acum valoarea unui etichet era de aproape 10 lei, acesta a crescut la 40 de lei, ceea ce înseamnă că donatorii vor primi 280 de lei pentru o sesiune de donare față de 68 de lei cât primeau în trecut. Pentru a deveni donator de sânge trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții. Printre acestea se numără vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, pulsul regulat și tensiunea arterială stabilă. De asemenea, donatorii nu trebuie să fie sub tratament. Se poate dona sânge de maximum 4 ori pe an, la un interval de 3 luni. Patriarhia Română rămâne instituția cu cea mai mare contribuție la creșterea numărului donatorilor de sânge din țară. Din 2013 și până în prezent, în cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață, s-au derulat 44 de ediții, în cadrul cărora au fost colectați peste 24.000 de litri de sânge, numărul donatorilor fideli depășește 50.000.